formare, a memorie vizuale, a rigorii memorie vizuale, a sensibilității și a lirismului care creează atmosfera acestor tablouri, dar și o stăpânire perfectă a tehnicilor de lucru, pentru că ne introduce într-o lume specială, printr-o modalitate plastică, artistică plastică specială. În pictura românească există două mari tendințe, două mari drumuri de abordare a elementului plastic, a construcției plastice. În primul rând, drumul deschis de Craiova, Constantin Deca, Tătărescu, dus la perfecțiune de Aman, a desenului, a liniei care creează tabloul și apoi aplică culoarea, pata de culoare peste el, creând formele. Și al doilea drum, deschis de școala de la Barbizon, anumitară de Nicolae Grigorescu, care creează formele din pata de culoare, face abstracție de desen, iar compunerea petelor, tușa, vibrația suprafețelor, creează formele. Domnul Daniel Muță a ales a treia cale, calea picturii moderne, calea care dă foarte multă libertate.